Nu le mai place la Sibiu și au venit la Petroșani. Un grup de cerșetori din zona Sibiului a ajuns la Petroșani pentru a-și exercita meseria. În vacanța de iarnă, aceștia au umplut străzile orașului, devenind chiar agasanți. Reprezentanții poliției locale de la Petroșani spun că urmează să ia anumite măsuri împotriva acestor persoane. În perioada sărbătorilor, aceste persoane își fac mai vizibilă prezența. Noi am acționat și pe această linie. Ce pot să vă spun, de asemenea, sunt și în acest caz sunt persoane care migrează din alte localități. Și cum ceva timp în urmă noi am depistat un grup mai numeros, este un grup venit din zona Sibiului de undeva, din informațiile noastre acestea sunt cazați undeva pe strada Malea, urmând ca împreună cu asistența socială ulterior și cu alte organe să le depistăm și să luăm o soluție în acest caz. Agenții poliției locale au aplicat și sancțiuni acestor persoane, însă acum se caută soluții pentru a le redirecționa către localitățile de domiciliu. Au fost sancționate contravențional, fiindcă noi le-am găsit în mod frecvent pe raza municipiului, dar o să încercăm cu persoanele abilitate să găsim o soluție să le îndrumăm spre localitățile de domiciliu pentru a nu fi permanent văzute pe raza municipiului. În zilele de sărbătoare, cerșetorii apelează la mila publică în preajma bisericilor.